să mișcă și își ia sângele din gură. Să mișcă foarte și ia mai mult sânge. Auzi glasul, deschide ochii. Vedea să trezească. Avea tubul de oxigen în gură și ieșea sânge din gură. Avea perfuzii până și în gât. Avea și un burtonetul care elimina sângele lichidul bătut. A rămas fără aer de 4 ori, era să mă. Nu știu ce să fac. Cum a început totul? Avea 10 ani. Era de fel o persoană mai împlinită, după cum o vedeți că și-a revenit acum. Din ce în ce a început să mănânce cât mai puțin, cât mai puțin. 5-6 luni din ce în ce mi-a slăbit foarte, foarte mult. După aceea mi-a spus ca mamă să mă duc la doamna doctor de familie să-mi dea o trimitere, să-i fac niște analize, să vedem. Cred că o banană anemie. Am făcut analizele, m-am dus la doamna doctor și mi-a spus că trebuie să ajung cu ea neapărat la București, că la noi, la Oltenița, nu este nicio șansă. A spus că toate analizele nu sunt niciuna exact cum trebuie. La Marie Curie, la București, mi-a recomandat să mai fac încă un set de analize. Tot timpul m-a întrebat dacă are temperatură. Nu avea niciun pic de temperatură. După ce am făcut al treilea set de analize, ca să mai convingă doamne exact ceea ce este, mi-a spus că trebuie să-i fac o radiografie și o ecografie abdominală. Să gândea la plămâni să n-ai fie ceva. Și la ecografie a reieșit că la coada pancreasului are o tumoare. A rămas în spital, i-a mai făcut iar niște analize. A doua zi a băgat-o la CT-ul. Acolo a reieșit că da, nu există niciun motiv să te îndoi că are altceva. Peste 2 săptămâni să vină să îi facem operația de cancer. Nu a operat-o nici atunci, tot timpul m-a amânat. Copilul meu era din ce în ce mai rău. Am încercat să plec și în altă parte, și în altă parte, și în altă parte. Domnul doctor știa, mi-a spus, poți să te duci în altă parte, orice ți-ar spune, tot aceeași problemă este. Nu are ceea ce să fac mai repede. Ceilalți doctori peste tot spunea, trebuie operată cât mai curând. Nu ezitați, operați-o cât mai repede posibil. Domnul doctor m-a amânat într-una. Dă frică, nu știam ce să mai fac. Mi-a spus că există foarte mari șanse că fata să poată să treacă cu bine peste operație. La noi, cu un salariu, n-ai ce să faci. În Turcia, să trebuie bani. M-a angajat și eu, dar din cauza ei, mi-a dat demisia că n-aveam nicio soluție. Trebuia să rămân lângă copilul meu. Am ajuns în Turcia. Mi-a spus că în orice clip poate să spargă. Că de ce nu mi-a operat? Ofta și el. A spus că imediat nu poate să opereze, deoarece trebuie să-i fac un antibiotic foarte, foarte puternic. Mi-a spus că există riscul să-i scoată splina. A venit ziua de operație, 20.000 de euro. Domnul să-i scoți. Viața fiicei mele a târnat de bani niște. La noi în România nu se poate. Degeaba suntem asigurați. Te amână. Mor cu zile la noi în România. Mulți au vorbit și cu dumneavoastră, speranță pentru oameni. Să vă mulțumesc dumneavoastră, că tot se întâmplă de fericire, dar totodată și de frică. Operație foarte riscantă. Și nu știam dacă copilul meu va mai trăi sau se va mai spăla după urma să de operație. Tremuram toate atâtea ore de așteptare. Ieșind din sala de operație, am auzit din gura domnului doctor că fata este bine. De fericire am strâns în brațele lui, nu știam ce să mai fac. Copilul meu e bine, dar nu știa ce va fi. E bine s-a trezit din operație. Avea tubul de oxigen în gură și ieșea sânge din gură. Mi-a auzit glasul, deschide ochii. Vedea să trezească, să mișcă și ieșea sânge din gură. Nu se mișca cu atâta, ieșea mai mult sânge din gură. Până și în gât. Avea și un burtonetul care elimina sângele lichidul de acolo. A rămas fără aer de 4 ori, era să moară. După aceea a venit iar problema banilor, trebuia să achităm restul sumei. Nu știu ce să fac față. Okay. A vorbit cu dumneavoastră. Toți oamenii cu inima bună au pus mâna de la mână și au putut să salveze un copil din acel nevinovat. Copilul meu s-a ridicat pe picioare. La 18 kg a ajuns la 40. Nu mai este nevoie de tratament, adică de chimioterapie, cum să chinuie alți și alți oameni cu chinuri groaznice. Eu asta așteptam.
să văd dacă nu mai stai în chemul meu aici. Ce urmează pentru el dacă încolo? Alimentația fără exces de grăsimi și de dulciuri, remeniuri și analize. Ați ascultat până acum povestea Cristinei Efta. Are 11 ani și se luptă cu un cumplit cancer de pancreas. De curând a fost operată în Turcia, unde a fost extirpată tumoarea, cât și splina. Acum se simte mai bine, este acasă, se bucură alături de familie și de frățiorii ei. Vă rog din toată inima, dragii mei, să fim alături de ea, pentru că lupta aceasta cu cancerul continuă. Noi suntem alături de ea pentru că regulat are nevoie de analize, remeneuri, CT-uri care se plătesc. Ca să fie decontate de către stat, ar sta prea mult la rând. Ori ea are nevoie la un anumit interval de toate aceste analize. Acum așteaptă cu sufletul la gură următoarele rezultate, pentru că de curând a făcut aceste analize, să vadă în ce stadiu se află boala. Ne rugăm pentru ea și suntem alături de ea prin donațiile noastre pe site-ul speranțapentruromania.ro, unde vă invit și vă rog să intrați să donați pentru Cristina Efta. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!